Suntem în primul și singurul muzeu de troll din Norvegia. O să mergem să facem un tur, iar apoi o să vă spun și câteva cuvinte despre oraș. Ne vedem mai încolo. Ce e foarte interesant la Muzeul Trollilor este că ai la dispoziție o tabletă și poți să te folosești de realitate augmentată să vezi anumite chestii. Am ajuns destul de târziu în oraș, deoarece nu am putut să luăm autobuzul local, nu știu din ce motiv nu se putea plăti cu cardul și a trebuit să luăm shuttle bus-ul de la Costa. Acesta costă 15 euro de persoană, Eva nu plătește că e copil. Nu avem foarte mult la dispoziție și din păcate nu o să vă putem arăta catedrala Artică, cea de din spatele meu. Însă am văzut Muzeul Trollilor și o să încercăm să mai căutăm ceva atracții prin oraș. Dacă nu, o să ne plimbăm prin oraș și sigur găsim ceva mișto. Catedrala asta, care se vede dincolo de pod, este făcută în anii 60 și chiar și acum, dacă te uiți la ea, zici că este super modernă. Suntem la biblioteca din Tromsø, una dintre atracțiile principale ale orașului. Lumea citește și lucrează aici, așa că nu o să deranjăm prea mult. Mergem să căutăm ceva de mâncare. Suntem tot în centrul orașului și Eva s-a culcat. Am găsit cea mai mică bodegă cu mâncare din Tromsø. Și o să ne luăm un hot dog cu carne de ren și vită. Bine, ei spun că este cel mai mic bar din univers. Hai să vedem cum e hot dog-ul cu carne de ren și vită. Ce că ar fi cel mai bun hot dog din lume, așa își fac ei reclamă. Hai să vedem. E bun. Mamă, ce bun e. 40 de lei. Unul. Ca să fie prânzul romantic, ne-a luat și câte o ciocolată cu bezea. Profităm că doarme Eva. Așa arată centrul din Tromsø. Este o stradă pietonală cu multe restaurante, cafenele și multe magazine cu haine groase. Ce mi-a trecut în cap este dacă în Grecia găseai multe magazine cu haine de blană, aici de ce nu sunt magazine cu tricouri și pantaloni scurți? Suntem la grădina botanică alpină din Tromsø. Mai avem aproximativ 2 ore la dispoziție până ceasul pleacă spre Lofoten. Suntem un pic dezamăgiți de scurta ședere în Tromsø. Cred că era mai bine dacă vasul pleca undeva spre seară și nu la 4 după amiază. Oricum, am reușit să vizităm Muzeul Trollilor, am mâncat hot dog cu carne de ren. Eva încă doarme și ne bucurăm că am vizitat și grădina botanică. Intrarea este gratis, apropo. Este deja a treia oprire în Norvegia și, nu știu, interesantă cultura. Dar parcă prețul plătit este cam mare pentru ce am văzut până acum, nu știu. Cel puțin ieri, acum 2 zile, la Capul Nord, acolo 2-3 ore, așa, fac 200 de euro. Nici aici, 3 ore, am stat, da. O oră jumate, a fost, și a fost 100 de euro de persoană.
Și nu există, nu există autobuze locale, nu există, nu existau taxiuri, adică chiar nu aveai altă variantă decât să iei excursii. Pe internet găsești că ar fi disponibile autobuze, taxiuri, dar la fața locului e altceva. Aici la fel, până am ieșit de pe vas, până am mâncat, în autobuzul local nu se putea plăti cu cardul, ne-am întors să luăm shuttle-ul de la vas. S-au mai dus cât? 30 de euro? Cam așa, da. Așa. Ne-am vârtit 2-3 ore, acum trebuie să ne întoarcem la vas, că la 4 pleacă. Măi, Costa, fă și tu zilele astea mai lungi, nu 2-3 ore. Dacă pleca la 7-8, era altă treabă, adică puteai să te plimbi prin voi. Cam asta a fost tot din Tromsø. Ne vedem mâine în Lofoten. Pa! Salutare! Am ajuns în sfârșit în Lofoten, mai exact în Leknes. Vasul ne-a lăsat la ceva distanță de oraș și a trebuit să luăm un shuttle bus care a costat 10 euro de persoană. Suntem la Muzeul Vikingilor, undeva la 15 minute distanță de orașul Leknes. Cam așa arată un pat de vikingi. Așa arată camera noastră de hotel în Lofoten. Foarte multe blănuri. Ce e mișto la Muzeul Vikingilor e că poți să pui mâna pe orice, chiar și pe peștele ăsta. Ia să vedem ce face Alina aici. Da, Alina vrea să tragă un cui de somn. Dacă vrei, poți să-ți iei excursie și de la Costa, însă costă jur de 270 de euro de persoană, iar turul durează până la 8 ore. Suntem undeva la țară, în Lofoten, și Alina s-a gândit să facă o plimbare. Eva, bineînțeles că doarme. Mi se pare că aduce puțin cu Elveția pe aici. Și așa se împinge căruțul la deal în Norvegia. Am vrut să luăm o excursie din port. Era vorba de un tur panoramic de o oră și jumătate. Însă când am ajuns la buticul de excursii, vânzătorul ne-a zis că nu mai sunt locuri în singurul autobuz pe ziua de azi. Suntem puțin dezamăgiți de programul croazierei, că ajunge destul de târziu în port, până îți faci treaba, până mănânci, până ieși de pe vasă, toată te lasă la mama naibii vasă. Trebuie să mai iei o bărcuță până la mal. S-a făcut 10-11 și apoi la 3-4, hai 5, trebuie să vin apoi pe vas. Dacă vasul ajunge la 8-9 dimineața și pleacă la 4 după amiaza, nu rămâne timp decât să te plimbi puțin prin oraș și cam atât. Iar dacă vrei să faci o excursie, să vezi ceva atractive principale, cel mai rentabil este să iei o excursie de pe vas. Care mi se par foarte scumpe, adică da, oricum e la mai dai încă, nu știu, te duce la 500 de euro de persoană, 600 pentru 2-3 excursii, iar e mult. Cel puțin. Deci că, nu știu, pe celelalte croaziere în care am mai fost, aveai timp să mănânci și la prânz, să dai undeva, să te plimbi.